Cum am devenit eu freelancer online, cum am ajuns să lucrez ca social media manager cu clienți din toată lumea și cum o poți face și tu. Eu sunt Lydia, dacă nu ai mai dat de vreunul din videourile mele pe YouTube până acum, eu sunt social media manager și freelancer online și pe acest canal postez videouri despre cum să-ți începi și să crești o afacere online cu social media. Și de asemenea am mai multe metode creative de a face bani online. Și în acest video m-am gândit să vă spun povestea mea, cum am reușit eu să ajung să fac bani online și să-mi deschid propria firmă pentru asta. Primul pas și cred că cel mai important, am avut o pasiune dintotdeauna pentru social media și tot ce ține de online. Mi-a plăcut foarte mult să văd de la frații mei care aveau afaceri, cum se desfășoară lucrurile și cum funcționează promovarea pe social media. Mi-a plăcut dintotdeauna să mă uit la tutoriale pe YouTube despre cum să faci bani online, cum să crești pe social media și așa mai departe, deși nu aveam neapărat un plan de viitor pentru asta. Pur și simplu mi-a plăcut mereu noțiunea asta de business și de a lucra pentru tine, de a fi propriul tău șef. Am învățat după aceea mult mai multe lucruri de la frații mei, ei fiind antreprenori, am și lucrat pentru unii din ei și am ajutat cu aceste lucruri legate de online, ca virtual assistant. Deci, practic, și acea experiență m-a ajutat foarte mult pentru că am descoperit această lume a online-ului. La un moment dat am decis să-mi deschid un cont de Fiverr, unde am făcut bani ca social media manager pentru Instagram, pentru Pinterest și așa mai departe. Și m-am gândit să-mi deschid și oarecum propriul meu site, o pagină unde să îmi ofer serviciile pentru Pinterest. La început a mers foarte greu, am folosit grupuri pe Facebook și pentru promovare și așa mai departe, până când sora mea, care este blogger, a postat ceva despre Pinterest Manager și cum să-ți creezi propriul site. Pentru asta m-am interesat mult mai mult și ulterior mi-am deschis propriul meu blog, propriul meu site. Dar aveam nevoie de o audiență să mă promovez ca să pot ajunge să am clienți. Pentru că dacă intri pe Fiverr și îți crești contul, da, o să ai clienți acolo. Dar eu voiam mai mult să am clienții mei personali, să îi am pe propriul meu site și să lucrez cu ei, să-mi cresc eu afacerea și vizibilitatea ca afacere. Și de asemenea am descoperit și cât bani se pot face din YouTube pentru această nișă de business și mie plăcându-l foarte mult întotdeauna să învăț oamenii lucruri și știam anumite lucruri pe care puteam să le împărtășesc cu alții, am decis să-mi deschid un canal de YouTube pe acest subiect de business. Din nou, la început a fost destul de greu, nu m-am ocupat foarte bine, nu am fost consistentă cu postarea pentru că nu știam dacă va funcționa sau nu. După ceva timp am încercat să iau mai în serios canalul meu de YouTube și am postat mult mai des. Așa mi-am făcut primii clienți pentru Instagram marketing și de atunci canalul meu de YouTube continuă să crească, vorbesc despre cel în limba engleză, de unde îmi vin clienți internaționali cu care lucrez pentru Instagram marketing, Pinterest marketing, website design și multe altele. Acum probabil vă întrebați: ok, foarte bine, dar eu cum pot să încep aceste lucruri, cum pot să învăț aceste lucruri dacă nu am avut experiența necesară? În primul rând, poți învăța din resurse plătite pe internet. Acestea pot fi cursuri online sau alte resurse plătite. Aceste lucruri vor costa probabil mai mult, dar va dura mult mai puțin să poți învăța ceva calitativ. Ține minte că chiar și atunci când cumperi anumite cursuri să înveți anumite lucruri, nu-ți garantează nimeni și nimic că îți vei crește o afacere din asta. Ține de tine și numai de tine să îți creezi o afacere și să îți atragi o audiență pentru serviciile tale. Deci munca depusă va fi la fel, numai că vei învăța mult mai multe informații dintr-un singur loc care sunt bine organizate și bine puse la punct, fără să trebuiască să depui tu efort pentru a învăța acele lucruri sau a găsi acele informații. Iar a doua cale pe care poți să urmezi sunt resursele gratuite sau tutorialele online. Eu am învățat majoritar din cele de pe YouTube, poți opta și pentru cursuri gratuite, dar cel mai mult vei învăța din experiența ta cum aplici tu acele informații pe care le primești pe conturile tale de social media, să spunem, până vei avea clienții tăi. Cel mai important este să nu te dai bătut. Dacă vezi că ceva nu merge, nu trebuie să te dai bătut, ci trebuie să schimbi un pic strategia, să vezi ce funcționează, ce nu funcționează și din nou să mergi pe ceea ce funcționează până când vei ajunge să faci și bani. Trebuie să ții minte, desigur, că pentru orice lucru trebuie să ai și o pasiune, trebuie să îți placă ceea ce faci, pentru că dacă urmărești doar banii, în primul rând, că nu o să fii deloc motivat să muncești pentru acel lucru, dar pe lângă asta vei fi tentat să te dai bătut foarte ușor pentru că nu există o pasiune la mijloc, nu îți place ceea ce faci și vrei doar bani. Deci ține minte să-ți găsești întâi o pasiune de-a ta, ceea ce vrei să faci online și după aia să găsești metode de a face bani din acel lucru. Am acest video postat în caz că vrei să știi cum să-ți transformi pasiunea în venit, într-un job. Deci cam așa am devenit eu freelancer online, cam așa mi-am început eu serviciile și așa mai departe. Dacă v-a plăcut acest video și v-a ajutat, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați mai jos pentru astfel de videouri săptămânal. Vă puteți urmări și pe Instagram la lydiasavuica.online sau să-mi puneți orice întrebare doriți. M-aș bucura tare mult să vă răspund. Mulțumesc mult de vizionare și ne vedem în videoclipul următor.